Dar voi, oamenii din această țară, nu aveți nevoie de eroi și de salvatori. Voi sunteți eroii. O mamă cu doi copii de vârstă școlară, care muncește în fiecare zi pentru a-și întreține copiii și pentru a le da o educație bună, ea este eroul. Un tată nevoit să plece peste hotare pentru a trimite banii acasă familiei, el este eroul. Bătrânii care supraviețuiesc cu multă demnitate din pensii mizere, ei sunt eroii. Tinerii care îndrăznesc să deschidă o afacere în Republica Moldova și care reușesc cu multe sacrificii și în pofida tuturor obstacolelor, iată eroii.